Au încheiat săptămâna cu dosare penale, vorbind despre mai mulți șoferi din județul Olt care au fost prinși de polițiști în trafic, fie băuți bine, fie fără permis de conducere. În total, în timpul controalelor desfășurate în weekend, polițiștii serviciului rutier au depistat numai puțin de 16 infracțiuni pe drumurile publice. Toți șoferii prinși cu nereguli sunt anchetați acum. În acest sfârșit de săptămână, polițiștii olteni au constatat 16 infracțiuni la regimul rutier, dintre care 7 pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere sau de către o persoană care are dreptul de a conduce suspendat, 4 pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și 5 pentru alte abateri la regimul rutier. Printre acești conducători auto cu probleme s-au aflat un tânăr de 26 de ani din Comuna Colonești și un bărbat de 39 de ani din Slatina, care conduceau cu permisul suspendat. Iar în Comuna Murunglav, un bărbat de 70 de ani conducea un utilaj agricol fără a deține vreun permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Și la Ianca, un bărbat de 56 de ani din localitate conducea un moped fără permis de conducere, de asemenea pentru nicio categorie, iar mopedul nu era înregistrat.